Hai să povestești, povestești. Au luat hainele după care când s-a sudorat Ion Creangă, a văzut că mama lui l-au luat hainele. După care a pus mâinile aici ea, ca să nu vadă. După care ea, mama a luat hainele. După care a găsit ceva acasă și ca a venit el și mama i-a au luat ceva. Николай. Он Сфунт Николай смеешь, да? Да. Asta este o vârguță, spunești. Da. Și ce a făcut? Și l-a pedestit. Pe Ion Creangă. Da. Da, făceam 3 zbâci. Pentru că cea năzbâtii. A făcut năzbâtii. De. După care când s-a sculat, s-a dus la copac să coleagă niște prăsade, dar acolo erau bătrâne, dar au găsit Ion Creangă și a vrut să-l pedesească. Și s-a coborât și l-a pedesit și a alergat în jurul din un copac. Și dom iar și-a oprit, iar și brătrâna a oprit, l-a oprit și l-a bătut. Asta el cireșă o cules, mama, acolo. La cules cireșă s-a dus. Ion Creangă s-a dus să culeagă cireșe. Dar ce s-a spus, doamna Cristina? ce-a spus doamna Cristina? Nu mi-a spus doamna Cristina, dar eu tot știu povestea asta.